Doamnelor și domnilor, sunt Alexandra Anastasescu și vă spun bine ați venit la o nouă ediție Flash Monden. Astăzi vă dezvăluim un moment tensionat din showbiz, dar și cine sunt cei mai bine îmbrăcați bărbați din fotbal. Acestea, dar și alte mondenități, chiar acum. Francesca și TJ Miles, cuplul momentului în showbiz, au dat nas în nas cu fostul soț al brunetei. S-a întâmplat la un eveniment monden, iar situația a fost una cu adevărat tensionată. Cătălin Botezatu face topul celor mai bine îmbrăcați bărbați din fotbal. Cristi Borcea e pus la zid. Salma Hayek încinge internetul. Într-un costum de baie minuscul, actrița arată ca la 20 de ani. Îi aflăm secretul la Flash Monden. Întâlnire de gradul 0 între cuplul momentului, Francisca și TJ Miles și fostul soț al brunetei, luptătorul MMA Bogdan Lățescu. Aceștia s-au nimerit la mese alăturate la un eveniment monden și au aruncat o cheia de ucigătoare peste mese. A ieșit oare cu scântei? Triunghi amoros de toată frumusețea în showbiz. Protagoniștii au fost cântăreața Francisca și noul ei iubit TJ Miles. Aceștia au dat nas în nas la un eveniment monden cu nimeni altul decât fostul soț al brunetei, luptătorul MMA Bogdan Lățescu. Francisca a făcut furor la brațul lui TJ Miles, amândoi întorși bronzați dintr-o vacanță petrecută în Singapore și Bali. Francii și TJ Miles au stat chiar la masa din spatele luptătorului, venit împreună cu un prieten la același eveniment monden. Dacă Francii și TJ erau numai un zâmbet și și-aruncau ochii de fierbinți de îndrăgostiți, luptătorul MMA s-a întors și el de câteva ori și le-a aruncat la rândul lui amorezilor priviri ucigătoare peste mese. Sunteți cuplul momentului, toată lumea vă aștepta în seara asta? Suntem frumoși că toată lumea ne aștepta. Serios? Suntem overwhelmed și suntem happy. Suntem fericiți să fim aici. Da. V-ați întors, deci eu am fost acolo și a fost invidioasă pe voi. Ați fost în Bali, ați fost multe vacanțe acum. Cum? A fost în Bali și Singapore. În Bali și Singapore legat, da. Uite ce bronzat. Da, suntem bun. El e ofticat când îi se vede bronz. Dacă ai tatuat. Da, la mine sunt mai bronzat ca ea, că sunt tatuat. Lasă vrăjeala, că nu ești mai bronzat ca mine. Cum a fost acolo? Cea mai tare aventură care a trăit-o? Cea mai tare aventură? Când mi-a sărit un șarpe pe spate. Dormeam ca omul pe un șezlong lângă piscină, resortul unde eram cazați. Efectiv, eram așa între somn. Și cum mai adorm la plajă când te pui? Și simțeam așa că mișcă ceva pe spate și am crezut că sunt astea de la sutien, știi? Că ești încă roșie. Simțeam că sunt astea de la sutienul, de la costumul de baie. Și am zis că bate vântul, că mă mai furnica așa, mai... Bă, când am văzut că mișcă în continuu și m-am întors așa capul și am văzut ceva verde fosforescent. Fost veninul. Eu zic că dacă nu era, tot făcea damage dacă o mușca. Francisca și TJ Miles formează cuplul momentului în showbiz. Deși solista a fost acuzată că ar fi început noua relație înainte de divorț, Francisca a pus punctul pe i și a anunțat că separarea de luptătorul MMA Bogdan Lățescu a avut loc încă din luna septembrie a anului trecut. Când ai văzut-o prima dată pe Francisca, crezi că ai văzut-o la televizor, ai avut așa un crash, ca să știi cum sunt? Da, ai simțit? Poți să ai, adică trebuie să fii Stevie Wonder. Lumea zice că e genul tău de femeie. Trebuie să fii Stevie Wonder, să nu vezi, dar dacă vezi ce vezi și ești, wow, ești așa, mesmerized, like, wow. Be careful. Poți să pierzi tot. Ce ți-a plăcut cel mai mult la ea? Sufletul. Eram sigură că zici asta. Da, serios. Mi-a tras energia. Eu sunt un om foarte mare pe ce transmit oamenii și caracterul. Pe mine poți să fii cu cea mai tare Lamborghini din lumea asta. I don't really care. Eu vreau să văd cine ești tu ca om la noi. Tot greu a fost la început, dar mulți oameni greu vine în viitor, știi? Noi am trecut prin multe, știi, multe chestii. În ultima lună mai ales. Scandal în jurul vostru, adică au fost... Da, eu nu mă concentrez pe nimica decât lucruri pozitive. Eu nu văd nimica decât pozitiv. Eu pot să faci ce vrei tu, eu nu mă interesează atâta timp când nu e pozitiv. De ce să-mi consum energia, știi?
A fost Met Gala, iar pe covorul roșu a fost un regal de modă și inedit. Jennifer Lopez a furat mii de priviri. Îi analizăm ținuta la rubrica Așa da, așa nu. Cătălin Botezatu a luat la puricat lumea fotbalului, mai exact bărbații din fotbal. Designerul a făcut topul celor mai bine îmbrăcați. Se știe că în trecut Bote a deranjat mulți fotbaliști de top cu remarcile sale acide. Le-a spus verde în față că au bani de haine de firmă, dar nu știu cum să le poarte. Cine este pe primul loc în topul lui Bote, aflăm chiar acum. Cătălin Botezatu a fost mereu un critic de temut în materie de vestimentație feminină și masculină deopotrivă. La capitolul bărbați, designerul e pur și simplu necruțător. Trebuie să fii îmbrăcat impecabil ca să poți să intri pe sub piele. Se știe că în trecut, designerul nu s-a abținut să nu critique dur vestimentația unor fotbaliști de top de la noi. L-a făcut cu ou și cu oțet pe Ciprian Marica, spunând că are bani de haine de firmă, dar nu știe să se îmbrace. Botezatu a făcut un nou top al celor mai bine îmbrăcați oameni din fotbalul românesc. Pe locul 1 l-a clasat pe nimeni altul decât Gigi Becali, patronul FCSB. Gigi Becali s-a îmbrăcat întotdeauna bine, el a apelat de la începuturi la consilier de la Londra, din Londra, și atunci nu a dat greș. El este foarte, cum să spun, sofisticat din punct de vedere al hainelor și pozitiv, aș putea spune, pentru că știe ce să ceară, știe ce vrea, știe cu ce stă bine, nu se penibilizează niciun fel. Din punct de vedere al outfit-urilor, aș putea spune că Becali este un model pentru oamenii de afaceri, politicieni, pentru fotbaliști, pentru tot. Nota 10. Imediat după Becali, Bote l-a clasat pe nimeni altul decât ex-bossul dinamovist Cristi Borcea, pe care l-a atenționat însă, delicat, că ar cam forța tinerețea. În opinia lui Bote, lui Cristi Borcea, nu doar că îi place să fenteze vârsta îmbrăcându-se tinerește, dar fostul patron de la Dinamo este și adeptul intervențiilor estetice, la care a apelat din plin în ultima vreme. Și-ar fi Becali ca în primul, Borcea? Și Borcea, bine, Cristi se îmbracă la fel de bine, ca Cristi se îmbracă și mai extravagant, el forțează tinerețea așa cum o forțăm cu toții după 40-50 de ani, este impecabil în haine, are un stilist personal care se ocupă de el, vă dați seama, el a ajuns la next level, un stilist personal care se ocupă de el 24 din 24, dar sunt mulți oameni de fotbal, antrenori, care sunt îmbrăcați impecabil. N-aș vrea să uit pe cineva, dar repet, capitolul oameni vechi de fotbal, toți sunt impecabili. Botezatu îi atenționează pe bărbați. Aveți grijă, domnilor, că și prea multe branduri vă strică firma, ca să zicem așa. Să se îmbrace comod, să se îmbrace întotdeauna asezonat cu locul în care merg și să țină cont de locul în care merg. Nu trebuie să se împopoțoneze la costume sau la polul celălalt să meargă foarte sport îmbrăcat. Depinde, de exemplu, unde ies. Dacă nu au niciun target, atunci să se îmbrace cum vor ei, că asta e comoditatea și lejeritatea. A fi comod în haine și lejeritatea în haine este una pe care trebuie să o îmbrățișeze orice om. Apoi să nu fie, eu știu, să nu poarte branduri mari la vedere sau nu branduri, prea multe branduri odată pe ei, de sus până jos. Care ar fi secretul lui Cătălin Botezatu? Secretul lui Cătălin Botezatu? N-am niciun secret. De ce nu mai îmbătrânești? Mă îmbătrânesc, lasă-mă că îmbătrânesc, dar poate că știu să îmbătrânesc altfel, frumos. Spui Met Gala, spui inedit. La fiecare ediție, celebritățile uimesc prin eleganță sau șochează prin îndrăzneală. Și Jennifer Lopez a ajuns în lumina reflectoarelor, iar Cornel nu aduce acum un prim plan. Primește un așa da sau un așa nu? Vedem acum! Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, bine v-am regăsit la Așa da, așa nu. Avem o ediție mai mult decât specială, mai ales că am și o invitată tare, tare dragă mie, Ioana Chișiu, fashion blogger. Bună seara! Bună seara! Sunt foarte fericită să fiu aici, abia aștept să văd Cornel cu ce ne... Păi atunci nu mai pierdem timpul și intrăm direct în discuții.
Cea mai așteptată seară a modei s-a desfășurat pe treptele Muzeului Metropolitan de Artă din New York. Met Gala uimește de fiecare dată prin ideile designerilor, dar și prin fondurile pe care le strânge anual pentru expoziția de fashion anului. Tema acestei ediții a fost Karl Lagerfeld, o linie a frumuseții. Așadar, Met Gala onorează contribuția pe care acest designer a adus-o industriei modei de-a lungul vieții. Starurile internaționale și cele mai importante celebrități și-au făcut apariția la gala din acest an, iar surprizele nu au întârziat să apară. De la pene la paiete, de la metal la strălucire, de la perle la diamante, le-am văzut pe toate. Dacă vedetele au reușit să impresioneze sau nu, rămâne să vedem în momentele următoare, când prima pe lista noastră este frumoasa Jennifer Lopez, care și-a făcut apariția într-o rochie a unui designer american. Vorbesc de această rochie din catifea cu mătase și drapaje special creată pentru Jennifer Lopez. În același timp a defilat cu aceste detalii artizanale, aici mă refer la gulerul floral cu petale, mănușile din catifea neagră și pălăria cu plasă. Așa da, așa nu? Doamne Cornel! Pe lângă că femeia asta este absolut superbă, trebuie să spun că rochia aceasta este făcută absolut pentru ea. Îmi place foarte mult cum arată partea din spate, mi se pare că este foarte elegantă. Îmi place accesoriul, știi că și-a pus pălărie pentru că îl venerăm pe Karl Lagerfeld și știm că lui îi plăceau foarte mult aceste accesorii, pălăriile. Așa că faptul că ea a purtat o pălărie mi se pare că a cumva punctat exact ce trebuie pentru ținuta pe care a avut-o în seara respectivă. Din punctul meu de vedere, Jennifer Lopez a fost absolut superbă. Într-adevăr, a fost o apariție spectaculoasă. Are siluetă de invidiat. Da, nici nu vreau să mă gândesc dacă merge sau nu merge la sală, ce mănâncă, ce nu mănâncă, pentru că arată impecabil, deși n-am văzut să vină cu soțul. Dar aceasta este o altă poveste. Ținuta este absolut special. Îmi plac și acea mini trenă din două bucăți. Superbă, superbă. Plicul la fel de frumos, accesoriul, detaliile, machiajul, nu mai zic, totul este impecabil. Acolo este corect, în conformitate cu dress code-ul. Așa da. În schimb, Jared Leto, care și-a făcut apariția la Met Gala costumat în pisică, făcând referire la Chupet, pisica lui Karl Lagerfeld. Ulterior, actorul s-a schimbat în acest outfit creat de o casă de modă din Italia, care are așa un aer de supererou. Așa da sau așa nu pentru ambele ținute. E bine, vezi, poți să le iei și separat. Jared dacă a dat-o așa, dintr-un... Nu, că am intercalat pozele ca să se vadă. Dintr-o parte, deci e cumva la un pol opus cu ambele ținute, știi? Da. E ori prea-prea, Ori prea. Ceva de genul. Bine, e Jared Leto, da. Este un personaj aici, cum îl văd eu, cel puțin partea cu pisica, dar o știm deja, știm despre de unde s-a inspirat. Da, foarte bogată pisica, de altfel, în viața de zi cu zi. Ce pot să spun? Mi se pare foarte interesantă costumația, prima costumație, a doua costumație mai lasă de vorbit, că mi se pare că suntem dintr-un alt film deja. Corect. Și atunci ce primește pentru una, ce primește pentru cealaltă? Putem să dăm un așa da pentru partea cu pisica și un așa nu cu pe cealaltă parte. Și o să fiu de acord cu tine. Partea cu pisica, clar, este din film. Este cumva un moment destul de haios și cumva de așteptat pentru Met Gala. Primește așa da pentru costumul de pisică. Pe de altă parte, o să-i dau un așa nu pentru că mi se pare că partea de costumație neagră nu este cu tema. S-a dus ușor în altă zonă, nu neapărat de supererou, dar cumva în zona respectivă. Ori Karl Lagerfeld nu a funcționat în zona respectivă. Drept urmare, așa nu. Și uite că am încheiat cu succes prima ediție de Met Gala. Mulțumesc mult de tot că ai fost alături de mine, dar nu scapi. Ne vedem mâine seara. Perfect. În curând, de fapt. Da. Doamnelor și domnilor, din platoul Așa Da, Așa Nu, să aveți o seară spectaculoasă. Hayek a demontat mitul conform căruia femeile peste 50 de ani nu mai pot concura la Miss. Într-un costum de baie minuscul, actrița a lăsat internetul fără grai. Îi aflăm secretul imediat după publicitate. Rămâneți cu noi!
Ne-am întors din publicitate și, domnilor, vă urăm de pe acum o vară frumoasă. Nu, nu, încă nu vine sezonul estival, la noi cel puțin. Însă peste ocean a început defilarea costumelor de baie. Trupul sculptate, fotografia amețitoare, cu de toate veți fi bombardați. Și unde mai pui că nu doar tinerelele fac furor sub soare. Salma Hayek țintește spre un prim loc în top la vârsta de 56 de ani. Adoră soarele, adoră oceanul și nu ratează nicio ocazie de a se scălda în lumina sa caldă. Sub razele fierbinți, Salma Hayek se dezlănțuie, iar când e în vacanță, lasă la o parte tot. Nici măcar nu o interesează că la vârsta ei altele sunt bunici. E atât de mândră de trupul ei încât le dă lecții domnișoarelor. Mă simt revigorată de fiecare dată când înot în ocean. Iar asta se vede cu ochiul liber, nu are pic de celulită, niciun colăcel nu apare la vedere și nici nu ar avea cum. Filmările la pelicula Magic Mike 3 au obligat-o să arate impecabil. Lângă Channing Tatum, pretențiile sunt mari. Ca oricare altă femeie, nici Salma Hayek nu trece prin bucătărie cu inima împăcată. Se abține, dar poftește. Uneori lasă toată voința la o parte, dar apoi se redresează rapid. Are tehnicile ei de a rămâne în formă și cel mai important aspect pe care îl ia în considerare este sănătatea. După ce țin o cură de detoxifiere cu sucuri, sunt motivată să mănânc mai sănătos și nu pe fond emoțional. Detoxifierea este ca o meditație pentru mine. Mă face să mă opresc, să mă concentrez și să mă gândesc la ceea ce bag în corpul meu. Îmi asum un angajament față de sănătate și apăs butonul de resetare. Salma Hayek este mereu foarte atentă cu stilul ei de viață. Are mereu grijă ce mănâncă. Anumite alimente le-a exclus total, iar la putere sunt preparatele sănătoase. Deși a declarat suscitare că nu a apelat la intervenții estetice, criticii bănuiesc că exagerează. Multora li se pare de necrezut că mama natură și voința personală au ajutat-o atât de mult, lăsând la o parte costumul de baie care n-are ce defecte să ascundă. Când pășește pe covorul roșu, Salma Hayek face să bată inima mai tare. Prezența ei este mereu desăvârșită. Doamnelor, sigur Salma Hayek nu deschide frigiderul după ora 18, altfel n-ar arăta așa cu siguranță. Așa că gata, de mâine un regim de viață sănătos că vine vara peste noi. Atât pentru moment, vă mulțumim că ați fost alături de noi. O nouă ediție Flash Monden vă așteaptă curând. Rămâneți pe Prima TV! We'll be right back.